Acasă de vreme am hotărât astăzi să vi-l prezentăm de asemenea și pe Ivar, unul dintre cei trei cai uriași de tracțiune din țara noastră. Masculul gigant cântărește peste o tonă și s-a mutat în țara noastră acum 2 ani. Ivar are 9 ani și este din rasa belgienilor de tracțiune. Chiar dacă este un cal masiv, greutatea lui trecând de peste o tonă, animalul are un caracter foarte blând. Ivar este originar din Olanda și a fost adus în țara noastră cu 2 ani în urmă. Gigantul este unul din cei 3 cai de această rasă din Moldova, de aceea a devenit o atracție pentru vizitatorii mini-zooparcului de la Bardar. Mănâncă ca orice cal păcășeș, până orz o văz. Doar că cel mai mult ce privește fânul circa 10-11 kg de zi, orzul, vesul, de semne mai mult ca un cal obișnuit. Este cel mai bun cal de pe fermă, la cai așa, cât e mai mare calul, cât el e mai bun la suflet, mai ascultător. Sigur, el lucrează la noi cu ară, plugul, diferite lucruri de pășunat. Plus la aceasta avem faiton pentru nunți, primblă nunțile în oraș. Atrător prin aspectul lui fizic, dar și caracterul foarte blând, Ivar se bucură de atenția tuturor. Pentru a se menține în formă însă, are antrenamente zilnice și duce un mod de viață foarte activ. Ați văzut că Ivar la noi este fără codiță, este specific rasă ca această rasă de cai să nu aibă coadă. Dacă vorbim despre părul lui Ivar, coama, vedeți că are o coamă foarte bogată, atunci necesită o îngrijire mai specială. Totuși este păr natural și merge, îi spălăm coama cu șampon natural, uneori adăugăm și o mască, un balsam, ca să fie mai ușor de peptanat. Masiv, puternic și solid, cum este caracteristic acestei rase, Ivar cântărește 1200 de kilograme. Cu toate acestea, cum afirmă îngrijitorii de la fermă, e foarte cuminte și ascultător. Este foarte blând. Copiii foarte mult îl iubesc. Suntem invitați la diferite festivaluri cu el, fiindcă lumea vrea, îi place, este ceva neobișnuit pentru Republica Moldova. Și probabil în curând o să-i aducem o pereche. Betty călărește de 4 ani și chiar dacă a căzut din șadă câteva ori, tânăra iubește foarte mult caii. Caii sunt o parte din viața mea. Asta este cel mai bun. Până ei sunt cam mai găsiți.